Vai, dar ce frumos e afară. Păcat că ești blocat și nu poți să pleci niciunde din cauza situației actuale. Întrebarea este, poți să te joci pe MacBook? Răspunsul pe scurt este da. De exemplu, MacBook Pro de 16 inch are un DGPU decent, cu care poți să te joci peste termin la 1080p, majoritatea jocurilor, să zicem. Dar hai să fim serioși, 1080p în 2020 suge. Dacă vrei ceva mai ok, e clar că ai nevoie de o soluție mai bună și există această soluție sub forma de eGPU, care e o cutie care ține orice placă video dedicată ai. O bagi aici, o conectezi la laptop, computer și așa mai departe printr-un port Thunderbolt și you're ready to go. Bine, e clar că asta nu se compare cu o mașină dedicată de gaming, dar e o soluție și funcționează destul de bine. În cazul de față, eu fac dual boot pe Windows prin Bootcamp și folosesc Nvidia RTX 2070 băgat într-un Razer Core X enclosure. Performanța e mai mult decât decentă. De fapt, asta îmi permite să joc o mare parte din jocuri la 4K high settings. Ce să zic, eu sunt surprins plăcut de performanță până acum. Există totuși și probleme. MacBook-ul e un laptop care nu e făcut pentru game și se supraîncălzește la procesor, bineînțeles. Asta e classic Apple issue. Și bineînțeles, asta înseamnă că o să stai cu ventilatoarele pornite most of the time la 90%. În special în titlurile mai demanding din punct de vedere hardware. Ce mai trebuie ținut minte la un setup de genul ăsta e faptul că există un fiasco Nvidia versus Apple, ceea ce practic înseamnă că nu poți să folosești eGPU-uri bazate pe Nvidia pe macOS. Și cealaltă parte tragico-comică e că plăcile AMD funcționează pe macOS cu suport nativ, în schimb pe Windows prin Bootcamp e o chinuială să le faci să funcționeze. De fapt, eu am trecut prima dată printr-un 5700 de la AMD, dar am decis să merg cu Nvidia pentru că era prea multă bătaie de cap. Trebuie să recomand, dacă vrei să mergi pe soluție de genul ăsta, documentează-te foarte bine înainte, pentru că sunt diverse mici probleme care îți pot cauza o grămadă de dureri de cap. Partea bună totuși este că online sunt o grămadă de platforme unde găsești suport de la diversi utilizatori care fac același lucru cu tine. eGPU.io e un site forum unde găsești o grămadă de build-uri gata făcute, recomandări de hardware, driver și așa mai departe. Mai există și bootcampdrivers.com, care e un site care vine cu niște drivere custom made pentru a-ți permite să te joci cu plăci AMD pe bootcamp. Inclusiv DGPU din laptop. Cam asta a fost. Spor la joacă și stat în casă și dacă v-a plăcut, like și subscribe.